Bună seara! Declarațiile aferente finalului jocului dintre Universitatea Craiova și Astra Giurgiu vă vor fi oferite de către domnul Marius Șumudica, antrenorul principal al echipei oaspete. Domnule Șumudica, aveți cuvântul. Da, o partidă viu disputată în ciuda climei și căldurii insuportabile. Recunosc că astăzi am avut noroc. Consider că nu merităm să câștigăm acest joc. Craiova a ratat mult mai mult, a avut mai multe ocazii. Datorate și stării de oboseală a echipei mele, care a apărut în partea a doua a reprizei secunde, jucăm din 3 în 3 zile. Practic avem 2 zile de recuperare. Suntem ba la Ploiești, ba la Giurgiu, ba la Inverness, acum plecăm la Londra, am venit la Craiova. Nu este ușor. Nu este ușor, s-a văzut a doua repriză, dar le mulțumesc jucătorilor, jucători de calitate. Mulțumesc lui Dumnezeu că a fost alături de mine astăzi și plecăm cu 3 puncte, 3 puncte care ne readuce acolo în prima jumătate a clasamentului și îți dă o oarecare liniște să pregătim meciul de joi de la West Ham. Întrebări, vă rog. Ați avut și noroc în afară de cele două. De? Noroc. Când astăzi? Da. Păi asta am spus. Am avut noroc, nu meritam să câștigăm. La ce ocazie au fost și câte situații au avut Craiova, nu meritam să câștigăm jocul. Dar asta face parte din joc. Norocul nu se antrenează. Astăzi a fost cu noi, cu Târgu Mureș. Au avut 4 șuturi pe parte și mi-au dat 5 goluri. Plus greșeala aia lui Silviu Lung, minutul 10 era 0-2, atunci ce să zic, n-am avut ghinion? Asta e viața, odată ai ghinion, odată ai noroc. Îmi pare rău pentru Craiova, îmi pare rău pentru cei doi antrenori, care sunt doi antrenori, Sorin, mai coleric așa, care își dorește foarte mult să câștige, chiar mi-a transmis, zice, o să vă bată West Ham, o să vă dea cu terenul în cap. Zic, bine, Sorine, până una alta, să ne bateți voi astăzi. Uite că nu s-a întâmplat. Poate eu avea noroc și cu West Ham, poți să știi. Dar plecăm cu șansa a doua, ne ducem să apărăm mândria acestei țări, jucăm pentru România, nu neapărat pentru Giurgiu, pentru Astra, jucăm pentru patronul nostru, îi dedicăm această victorie și să dea Dumnezeu să vină și alte victorii. Ați crezut că pentru noi o să pierdă 20 consecutive, practic la ultima fază? De Sorin. Păi am trăit și eu clipe din astea și credeți-mă că este... E dureros. E dureros. Trebuie să fii pregătit cu Sanaxuri, cu un buzunar, cu pastile, că altfel te ia pipota și e păcat. Mie îmi pare rău pentru el, îmi pare rău pentru public. La început m-au primit bine, la sfârșit m-au înjurat, m-au huiduit, dar nu sunt supărat, fiindcă o cunosc, știu, să zic așa, caracterul ăsta coleric al lor, fiindcă nevastă mea e olteancă și îmi dau seama că... Dar ai fi pierdut acolo de jocuri. Da. Îmi dau seama că suferă, da. Păcat pentru ei. Ok? Vă mulțumim.